În zilele 13-14 mai 2023, la St. Pölten, Austria, a avut loc cea de-a 29-a conferință națională a Bisericilor Pentecostale Române Gemeinde Gottes din Austria, la care au luat parte circa 5.000 de oameni. Tema conferinței a fost relevanța bisericii în secolul 21, având ca text de bază Matei 16:18. Voi ziti biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Conferința a fost împărțită în 4 sesiuni, la cea de-a 3-a sesiune luând parte și ambasadorul României la Viena, domnul Emil Hurezianu. În cuvântarea sa, acesta a felicitat conducerea bisericii și a Comitetului Executiv pentru organizarea și funcționarea cultului în străinătate prin păstrarea limbii române, dar și a identității românești. Vă mulțumesc că m-ați încuvințat și mă primiți în generoasa, admirabilă, impresionantă pentru mine, dumneavoastră adunare. Stimate domnule președinte Ioan Vlaț, stimate domnule secretar general Ion Pădurețu, stimați membri ai Consiliului, ai Comitetului Executiv, stimați păstori, iubiți compatrioți, și nu din corectitudine politică, ci din convingere, dar cu voia compatrioților, iubiți compatrioate. Mă bucur și este bucuria chiar mai mare decât onoarea, și onoarea este însă neclintită, că mă aflu astăzi, că pot să mă aflu astăzi, pentru prima dată, alături de câteva mii de români, pars pro toto, alături de unul dintre cele mai interesante, mai vii, mai solidare, mai rezistente, mai vrednice de urmat ca model, eșantioane, părți mici ale hărții mari, ale arhipelagului, de nelipsit, nemuritor, care este poporul român. Toată conferința a fost instrumentată de cântări, și anume orchestre, fanfare, coruri, grupuri, și după 3 ani de întrerupere a conferințelor s-a simțit prezența Duhului Sfânt în părtășie, în cântare și cuvânt. Relevanța bisericii în secolul 21. Aș vrea să spun un gând în privința aceasta. Biserica rămâne relevantă atâta vreme cât nu-și pierde mărturia în societate. Și eu spun, Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem mărturia în societate. În privința aceasta, dragii mei, frați, surori, iubiții Domnului, aș vrea să citesc din Scriptură un cuvânt care îmi place foarte mult și consider, și am considerat de fiecare dată că suntem Biserica Domnului Iisus Hristos. Suntem biserica răscumpărată de Domnul și aparținem lui Dumnezeu, și ca oameni și ca biserică care aparținem lui Dumnezeu, cuvântul pe care vreau să-l citesc din Scriptură, ca să putem să avem calitatea aceasta, să ne ducem mărturia aceasta în lume. Cuvântul Domnului îl citesc din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5, versetul 16, prima parte a versetului. Zic, dar, umblați cârmuiți de Duhul. Să ajute Domnul Biserica din Austria să umble cârmuită de Duhul Sfânt.
Și dacă vom umbla cu toții cărmuiți de Duhul Sfânt, dragii mei, nu ne vom pierde mărturia. Și Dumnezeu să ne ajute să fim o mărturie vie în Austria și nu numai. Și toată biserica Domnului de pretutindeni să fie o mărturie vie. Doamne, ajută-ne la aceasta! În primul rând, relevanța bisericii sunt valoarea intrinsecă a bisericii, în ceea ce este, în fapt, biserica. În primul rând, la punctul acesta vreau să ne uităm la apartenența bisericii. Matei, capitolul 16 și versetul 18 ne spune Domnul Hristos: și pe această piatră voi zidi biserica mea. De ce este biserica relevantă? Biserica e relevantă pentru că îi aparține Domnului Iisus Hristos, mărească-se numele Lui. Acest Domn al domnilor, acest Stăpân al stăpânilor, acest Fiu al lui Dumnezeu care a fost răstignit, înviat și înălțat mai presus de ceruri, acest Fiu care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru biserica sa, este lucrul cel mai fundamental, care dă relevanță, care dă importanță, care dă statornicie, care dă stabilitate bisericii. Și spunem, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. În al doilea rând, ea este așezată pe o piatră de fundație solidă. Și tot în Matei, capitolul 16, și tot în versetul 18, Domnul spune: și pe această piatră voi zidi biserica mea. Care este piatra de fundament a bisericii? De ce este biserica în fond atât de durabilă? De ce este biserica de nebiruit? Pentru că Domnul întreabă: cine zic oamenii că sunt eu? Și știți că apostolii aduc din sfera lor de influență, din ceea ce aud în jurul lor, tot felul de răspunsuri, atât din mediul evreiesc, cât și din spațiu mai amplu, nu? Unii zic că ești, alții zic că ești. Și Petru spune la un moment dat: ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iar Domnul spune: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Și tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. E o fundație tare, dragii mei. Apoi vreau în al treilea rând să ne uităm spre natura bisericii. Biserica are în primul rând un destin. Biserica, așa cum v-am spus, ea este nebiruită. Ăsta este destinul ei. Indiferent cât s-au ridicat în istorie împotriva bisericii, biserica, știți bine, a rămas în picioare, a transcis toate regimurile dictatoriale și a rămas în picioare pentru că este biserica lui Dumnezeu și este zidită pe piatra aceasta, și anume mărturia că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dincolo însă de aspectul acesta, da, biserica este cu adevărat această cetate nebiruită, care nu poate să fie biruită. Dar observați că biserica aceasta este și prelucrată de Dumnezeu. Este și prelucrată în așa fel încât biserica, ne spune Efeseni capitolul 5, versetul 27, să fie mai întâi slăvită. Hai să ne oprim un pic la expresia asta. Biserica să fie slăvită. Câți dintre noi nu au o atitudine refractară vis-a-vis de biserică, de ceea ce înseamnă biserica? Câți nu o definim ca pe un loc al pagubei, ca pe un loc în care aducem doar reproșuri, ca pe un loc în care doar comentăm, în care doar băgăm de vină? Câți dintre noi nu o vedem în sinea noastră ca pe ceva aproape să fie învins? Ascultați-mă, păcătuim făcând lucrul acesta. Biserica lui Dumnezeu este slăvită. Dumnezeu, Duhul Sfânt, lucrătorii lui Dumnezeu lucrează la asta, ca să prelucreze biserica spre a o înfățișa înaintea lui. Această biserică, ne spune Pavel, mai întâi slăvită, apoi fără pată și fără zbârcitură. Știți ce înseamnă asta? Fără riduri în fond. Sau ceva, ne zice Pavel acolo, de felul acesta. Adică să nu îmbătrânească biserica, să fie mereu tânără, mereu viguroasă, mereu puternică, mereu plină de energie. Asta este biserica Dumnezeului celui viu. Astăzi au fost prezenți peste 4.000 de persoane la această conferință. De aceea am bucuria și onoarea să prezint executivul Bisericilor Pentecostale din Austria, și anume pe fratele pastor Ionel Vlas.
tema acestei întâlniri a fost relevanța bisericilor în secolul 21. Ce reprezintă, frate Ionel Blas, biserica în societate? Biserica în societate ar trebui să reprezinte, în primul rând, învățătura lui Hristos, chipul lui Hristos, printr-o schimbare întotdeauna după cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că dacă ar fi să aprofundăm tema, oamenii din lume, în funcție de cum analizează viața bisericii și dacă e vorba de biserică la nivel tradițional sau pe multiple diferențe care sunt, au păreri diferite, dar eu cred că ceea ce este esențial pentru noi și ce am vrea să transmitem și ascultătorilor noștri, biserica este una singură despre care vrem să vorbim. Nu vorbim de denominațiune, nu vorbim nici de păreri omenești, vorbim de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu arată că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii și cei care primesc Cuvântul Domnului se lasă schimbați de cuvânt, împlinesc Cuvântul Domnului, primindu-L pe Iisus Hristos în inimă, sunt născuți din nou, aceia fac parte din Biserica lui Hristos. Aceștia și pot, la rândul lor, apoi să reprezinte învățătura Domnului Iisus Hristos prin faptele lor, prin trăirile lor și prin tot ceea ce, de fapt, fac ei în lume. De ce ai venit la conferință? Care este scopul? Am venit la conferință pentru că îmi place părtășia. Îmi place să fiu împreună cu frații, să stăm la masă, să discutăm, să împărtășim proiecte ce le avem fiecare, experiențe, să facem tot ce ține de noi ca lucrarea Domnului să se dezvolte și unitatea de care vorbim de atâtea ori în cursul anului, avem ocazia acum să o demonstrăm slujind împreună, nu ca biserică locală, ci ca și trup al cărui cap este Domnul Iisus Hristos. Scopul nostru a venirii la această conferință este de a fi împreună în primul rând cu toți frații din această comunitate din Austria, Gemeinde Gottes, apoi de a asculta ceea ce Dumnezeu are de spus prin oamenii Lui, care ne-a vorbit și în această zi foarte minunat și foarte frumos. Scopul cel mai important este să răspândim Cuvântul lui Dumnezeu și să arătăm celor din jurul nostru că suntem o comunitate unită și care dorim cu adevărat ca să îl arătăm pe Iisus Hristos în viața noastră și în tot ceea ce facem. Frate pastor Traian Supuran, ce rol are biserica la mântuirea sau în mântuirea oamenilor? Mă gândesc că biserica are cel mai înalt rol de a duce oamenii la mântuire. În primul rând, biserica trebuie să arate oamenilor starea decăzută în care sunt. Asta înseamnă propovăduirea Evangheliei. Cum se face propovăduirea Evangheliei? Mai întâi a spune că de la om la om, fiecare acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Mai întâi la școală, copiii noștri, la locurile de muncă, trebuie să fim, așa cum spune cuvântul Domnului și cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, să fim sare și lumină. Dacă nu vom fi sare și lumină, degeaba le vom spune despre Hristos. Spre marele final, lumea se cufundă tot mai mult în păcat. Suntem chemați ca și creștini, lumini în noapte să fim, prin viața noastră să dăm gust, să chemăm pe oameni la Iisus. Dar oare de ce ne tonovim? Oare de ce ne urâm când oameni mor în jurul nostru? Noi nu le spunem adevărul că Iisus poate salva, viața restaura. O, haideți să ne unim, o forță pentru El să fim, sprijin și ajutor, balsam pentru încetor. Vocea lui să fim, că zilele cele trăim sunt rele. Care este scopul venirii dumneavoastră la această conferință? Binecuvântat să fie Domnul Iisus, care după 3 ani de zile a redeschis marea bucurie ca să venim împreună, să slujim Domnului, să lăudăm pe Domnul
și vreau să menționez 29 de conferințe la toate programele, niciodată n-am lipsit și nici nu vreau să lipsesc și în mod deosebit vreau să spun, poporul Israel venea odată pe an la Ierusalim să se închine lui Dumnezeu, să aducă jertfă. Și noi odată pe an venim aici ca să aducem jertfă Domnului Iisus de mulțumire pentru izbăvirea, bucuria, mângâierea și purtarea de grijă care a făcut-o pentru toate bisericile din Austria, peste măsura gândirii noastre din 1989, când am ajuns în Austria și era o bisericuță și oameni care plecau tot timpul în America, Canada, Australia, s-a ajuns la 46 de biserici în localurile lor private. Să laude pe Domnul, să slujească o minune pentru țara aceasta. Vă mulțumim și să aveți un timp binecuvântat. Aleluia. Ca și organizator, ce înseamnă conferința pentru dumneavoastră sau de ce ați venit? Conferința înseamnă pentru noi unitate, în primul rând unitate. Biserica primară stăruia în părtășia frățească, în dragostea frățească și conferința pentru noi este o posibilitate să împlinim și această lucrare care este o binecuvântare pentru biserică. Organizarea de aici ne-a dat o mare bucurie după pandemie pentru faptul că suntem mai mulți ca și înainte de pandemie. Organizarea a fost mai bună, părtășia a fost mai frumoasă și credem că Dumnezeu ne va binecuvânta și biserica va crește din putere în putere și tot mai mult va avea această legătură frățească. Biserica are relevanță. În momentul în care acceptăm să umblăm prin Duhul. În momentul în care acceptăm să creștem conform Sfintelor Scripturi. În momentul în care acceptăm să lucrăm împreună cu Dumnezeu, nu separat de Dumnezeu. Și încă un punct al temei noastre de dimineață, biserica are relevanță atunci când propovăduirea cuvântului stă la bază. Prea adesea ne fură tot felul de păreri, tot felul de lucruri, tot felul de ideologii. Și în loc să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, care de fapt aduce viața, ne pierdem timpul uneori în tot felul de situații în care noi ne întâlnim cu tot felul de alte lucruri, numai cu cuvântul nu. Și nu mă refer la întâlnirile de biserică, că la întâlnirile de biserică ținem cont totuși de aspectul pentru care ne adunăm și căutăm care, mai de care să dăm ceva mai bun. Rămânând la cuvânt, rămânând la cântări care zidesc, rămânând la o structură duhovnicească bună. Dar dacă privim după ce ieșim din cadrul unei adunări, viața de creștin, de fapt, nu este o viață de prezentare într-un anume fel, într-un anume loc și după ce ai terminat prezentarea, ți-ai împachetat lucrurile și te-ai dus și ești cu totul altul decât cum ai fost la prezentare. Viața de creștin, de om născut din Dumnezeu, aia înseamnă 24 de ore din 24 să aparții lui Dumnezeu. Asta face diferența. Sunt mulți oameni care se pregătesc pentru anumite momente, pentru anumite scene, pentru anumite interviuri, pentru anumite faze în viață. Și totul este impecabil. Dar după ce pleacă de acolo, ei își urmează traiectoria vieții lor cu totul altfel. Ca și creștin, ca și om al lui Dumnezeu, tu ești chemat, eu sunt chemat, dumneavoastră sunteți chemați să trăim în fiecare zi frumos, în fiecare zi cu cinste, în fiecare zi să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Vorbim despre o temă importantă. Vindecarea societății. Și trebuie să ținem cont, indiferent că ești pastor, presbiter, diacon, lider, membru din biserică, repet, n-are importanță slujirea care o faci. Trebuie să ții cont de trei mari lucruri. Primul lucru de care trebuie să ții cont este implicarea, atenție, nu pasivă, ci activă a bisericii în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Vorbim despre valori, vorbim despre lucruri atât de frumoase, ori dacă nu te implici și ești pasiv,
Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Studiați cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala, dar mai ales cu mare atenție. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Există un timp de pocăință. Există un timp în care Dumnezeu cercetează o națiune. De data aceasta vorbim de Austria. Vreau să vă întreb, până aici ai fost un membru activ în trupul lui Hristos? Pentru că s-ar putea ziua de mâine să nu mai fie a noastră. Caut un om care să stea în spărtură. Al doilea lucru, factorul timp. Există factorul timp de care trebuie să ținem cont, având două valențe. Este factorul limitat, un timp limitat, și este factorul irreversibil. De aceea, în limba latină, avem afirmația aceasta, fugit irreparabilus tempus, adică timpul este irreversibil. Întotdeauna noi românii, noi oamenii de pe pământ, oriunde am fi, avem tehnica aceasta pe care a lansat-o faraon: mâine. Mâine voi face, mâine mă voi duce, mâine voi lucra pentru Hristos, lasă timpul, nu pe seama altuia. Două valențe, mai repet, este limitat și este irreversibil. În cetatea Ninive, o cetate pe care trebuia să o străbați timp de 3 zile, la pas, în care se aflau 120.000 de oameni. Este trimis Iona. Cunoașteți toată istoria despre Iona. La momentul pocăinței își ia inima în dinți și spune: mă voi duce să transmit mesajul. Mesajul a fost unul simplu: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. De la împărat până la ultimul om postesc, se roagă, animalele postesc și vreau să vă spun, Dumnezeu le dă biruință și le acordă mântuire, har, grație. De ce? Pentru că a fost un timp de pocăință limitat și a știut că cu ziua de mâine nu ne putem juca. Există al treilea factor, urgentarea vindecării societății. Evrei, capitolul 3, versetul 13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Apoi, Ieremia, un verset destul de greu, și de auzit, dar și de digerat. Ieremia, capitolul 51, versetul 9. Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat. Părăsiți-l! Haide-mă fiecare în țara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns până la ceruri și se înalță până la nori. Există textul din Vechiul Testament, din Isaia, preluat în cele 3 evanghelii sinoptice din Noul Testament, unde spune: am venit să vestesc un an de îndurare și o zi de răzbunare. La finalul vieții tale vei culege ceea ce ai semănat. Galateni, ultimul capitol, spune: ce seamănă omul, aceea va și secera. Nu aștepta la finalul vieții să spui: Doamne, aștept să spui acea frază frumoasă din Matei: vino, rob, bun și credincios. Nu aștepta. Dacă timp de o viață n-ai fost activ, dacă timp de o viață ai lăsat să treacă timpul pe lângă tine și n-ai văzut urgența vindecării națiunii, vindecării societății în care Dumnezeu ne-a așezat. Scopul nostru este de a fi în unitate, cum cere Dumnezeu bisericii lui,
pe lângă unitatea și părtășia care o petrecem la program, este această părtășie la masă. Salutăm poate frați din alte biserici, poate frați cunoștințe din biserici îndepărtate, cum ar fi, eu vin din Viena, de la Elim Viena. Poate cunosc frații de la Salzburg, care n-am așa mult timp să-i vizitez sau doar ne auzim pe WhatsApp, așa suntem prezenți toți aici, ne cunoaștem, facem schimb de experiență cu frații, sunt multe lucruri pozitive. Sunteți unul din organizatorii acestei conferințe de mulți ani de zile. De ce faceți acest lucru? Eu cred că pentru noi românii cel mai frumos lucru este părtășia. Aici ne întâlnim împreună, aici, de exemplu, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, lăudăm pe Dumnezeu și avem, de exemplu, și o masă în care o servim cu plăcere, stăm împreună și vorbim. Eu zic că este cel mai frumos lucru care putem să-l facem noi. Ce îți place cel mai mult la conferință, în afară de organizare? Asta e primul lucru care îl fac cu plăcere. Îmi place ca să organizez și să fac, dar eu cred că lucrul cel mai frumos este ascultarea cuvântului Dumnezeu și implicarea celor care sunt aici. Ce vezi pozitiv la această conferință față de celelalte conferințe? Da, ce să văd pozitiv? Deci eu cred că lucrul cel mai frumos este întâlnirea noastră aici. Sigur, și în alte părți sunt astfel de întâlniri, dar eu cred că noi suntem din părți diferite ale României și avem biserici diferite în Austria, iar locul acesta este un loc în care ne întâlnim cel puțin o dată pe an și avem părtășie împreună. Ai avut emoții că poate să nu se țină această conferință sau ai fost 100% convins că se va ține? Am avut emoții, sigur, după ce a terminat pandemia, am fost un pic cu emoții și am așteptat să nu se mai facă, dar prin ajutorul lui Dumnezeu s-a început din nou. Este un lucru frumos, chiar nici nu ne-am gândit să fie așa multe lume care să vină, adică mulți credincioși care să vină la această conferință și este o plăcere pentru noi ca să fie așa. Încă o dată un mulțumim frumos pentru tot ceea ce ați făcut la această conferință. Oh,